Apostolul și Evanghelia de Marți, în săptămâna a doua, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola către romani, a Sfântului Apostol Pavel citir. Fraților, celui care face fapte, nu îi se socotește plata după har, ci după datorie, iar celui care nu face fapte, ci crede în Cel ce îndreptează pe Cel Păcătos, credința lui îi se socotește cu dreptate. Precum și David vorbește despre fericirea omului, căruia Dumnezeu îi socotește dreptatea fără fapte. Fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate, li s-au acoperit. Fericit bărbatul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul. Deci fericirea aceasta este ea numai pentru cei tăiați în prejur sau și pentru cei netăiați în prejur. Căci zicem, i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate. Dar cum i s-a socotit? când era tăiat în prejur sau când era netăiat în prejur. Nu când era tăiat în prejur, ci când era netăiat în prejur. Iar semnul tăierii în prejur l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința lui din vremea netăierii în prejur, ca să fie el părinte al tuturor celor ce cred ne tăiați împrejur, pentru a li se socoti și lor credința ca dreptate și părinte al celor tăiați în prejur, dar nu numai al celor care sunt tăiați în prejur, ci și care umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avram, pe când era netăiat în prejur. Sfânta Evanghelie de Marți, în săptămâna a doua, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Matei. Zisa Domnul, păziți-vă de prorocii cei mincinoși, care vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe din lăuntru ei sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Culeg are oamenii struguri din spini sau zmochine din ciulini? Căci orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Deci orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă la foc. Drept aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Cuvântul Domnului, mulțumim lui Dumnezeu.